Peste 200 de asociații de locatari din Drobeta Turnu Severin speră că anul acesta se poată primi fonduri pentru demararea lucrărilor de anvelopare. Solicitările au fost depuse și înregistrate la primărie. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru reabilitarea termică a locuințelor s-a deschis încă de anul trecut, din 3 decembrie. Mai avem solicitări din partea a 200 de asociații de proprietari. Fondurile pentru următorul proiect, următorul program de anvelopare a blocurilor, vor veni de această dată din fondurile europene. Au fost demarate procedurile la nivel guvernamental pentru aprobarea acestor proiecte și în cursul anului 2013, în funcție de cum vor fi aprobate fondurile, intrăm și noi pe reabilitarea blocurilor. În total, la Drobeta Turnu Severin au fost reabilitate termic aproape 40 de blocuri. Pe lângă beneficiile în privința menținerii căldurii, izolarea termică are un rol important în ceea ce privește aspectul estetic al clădirilor. Blocurile H din cartierul Crihal au rămas netencuite încă din vremea lui Ceaușescu. Așa ar fi fost și în zi de astăzi dacă nu ar fi fost acest program de modernizare. Se simte la factura de întreținere anveloparea? Se simte. Se simte foarte mult. Se simte. Este și mai cald în casă? Este mai cald. Plus aspectul? E și normal că înainte când trecea pe aici zicea că aici stau numai țigani, dar noi eram toți români. Iar dacă cei care stau în blocuri reabilitate termic se bucură de confortul care le-a lipsit ani de zile, cei care locuiesc în clădiri neizolate se plâng de condițiile în care trebuie să stea. Ați fi de acord cu anveloparea termică? Da, noi suntem, s-au făcut și acte, am înțeles, dar deocamdată... Nu vedeți că pică pe noi, toate sclăpate. Dacă dă un cutremur, e dezastru. Eu m-am interesat și m-am zbătut pentru așa ceva. Totul depinde de administrator. Nu știu. Clar, dacă administratorul se interesează, se face îmbrăcarea blocului. În cazul în care toate cererile de anvelopare termică a blocurilor ar fi aprobate spre finanțare de către Uniunea Europeană, la Drobeta Turnu Severin nu ar mai rămâne niciun bloc neanvelopat.